La noapte, vremea va fi în general închisă în regiunile extracarpatice, unde, pe spații restrânse cu precădere în Moldova, vor fi ploi slabe sau burniță, iar în zona Carpaților Oriental și Fulguieli. În restul teritoriului, cerul va fi variabil cu norări trecătoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane și în sudul Banatului. Local va fi ceață. Temperaturile minime se vor situa între minus 3 și 7 grade. În capitală, cerul va fi mai mult noros, vântul va sufla slab până la moderat, temperatura minimă va fi de 3-4 grade. Îndeosebi, în prima parte a nopții vor fi condiții de ceață. Mâine, temperatura aerului va fi în scădere în toate regiunile, în mare parte din țară, dar mai ales în vest, nord-vest și centru, peste cele specifice perioadei. Cerul va avea înnorări temporare cu precădere în sudul și în estul teritoriului. Pe spații restrânse din Oltenia și Muntenia și izolat în Moldova, Dobrogea, posibil și în sudul Banatului, vor fi ploi slabe și burniță. În Carpații meridional și în jumătatea sudică a Carpaților orientali vor fi condiții de lapoviță și fulguieli. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în câmpia de vest, zona Carpaților Occidentali și pe crestele montane din rest. Temperaturile maxime se vor încadra între 1 și 13 grade. Dimineața, în zonele joase de relief, izolat vor fi condiții de ceață. În capitală, vremea va fi predominant închisă cu valori termice mai scăzute decât cele din intervalul precedent. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 5 grade. Vor fi condiții de ceață, iar trecător posibil și burniță. Vântul va sufla în general moderat. La munte, cerul va fi mai mult noros, iar în Carpații meridionali și în sudul Carpaților orientali vor fi precipitații mixte și condiții de polei. Vântul va avea intensificări în zona montană înaltă, mai ales din masivele sudice și sud-vestice. Valorile termice vor marca o scădere ușoară față de intervalul anterior.